Canaman. Canaman loviți de lepră sunt atâția și acum, care caută vindecarea pe a pocăinței drum. Tu, fetiță minunată, și tu, frate Elisei, și acum ca altă dată să vă ocupați de ei. Să nu-ți pese de robie chiar dacă ești condamnat, spune-i lui Naman să vie ca să fie vindecat. În Iordan să se arunce fiecare păcătos, ca să facă legământul cu Domnul Iisus Hristos. Tu, fetiță credincioasă, ori și unde te găsești, la mulțimea păcătoasă despre Domnul să vorbești. O poezie, o cântare, un îndemn tu să le dai, să le spui de mântuire și de minunatul rai. Dumnezeu e plin de milă, pe Naman l-a vindecat. Fratele Elisei spune să nu fie descurajat. Cheamă-i iarăși și trimite-i la Iordan pe cei leproși, căci Iisus de ei se îndură de sărmanii păcătoși. Să ne facem datoria, noi cu toții suntem chemați, să vestim împărăția peste tot, surori și frați. Dumnezeu ne însoțește cu minuni și vindecări, Duhul Sfânt coboară iarăși în a noastră adunări. Voi, Naman, din orice clasă, voi bolnavi de orice fel, Dumnezeu vă cheamă astăzi să vă întoarceți toți la El. Vindecare-i prin credință în numele lui Iisus, de aceea înainte și priviți numai în sus. Amin.